că ieri erau 42 de grade și un soare arzător, astăzi sunt doar 21, este frig și plouă. Și noaptea a fost răcoroasă, temperatura a scăzut sub 20 de grade, ceea ce nouă ne convine. În sudul Australiei, schimbările de temperatură au loc brusc, razele soarelui cad aproape perpendicular pe pământ, încălzind imediat, iar vântul rece bate dinspre Antarctica. De fapt, dacă ne uităm pe hartă, în sudul Australiei avem direct Antarctica. Așa cum la noi clivățul vine din est, aici frigul vine din sud. Văzut semnalizat pe marginea drumului că ar exista niște ouă proaspete aici. În Australia, de obicei, fermierii pun lângă drum astfel de frigidere, cutii, în care își aduc la vânzare produsele proaspete. Aici ar trebui să avem chook eggs, adică ouăle de găină, dacă eggs sau ouăle de rață, și niște ouă de ghinii, ceva. Da, să vedem. Oh. A, nu cred. Ce dezamăgire! Da, se mai întâmplă se mai întâmplă și așa, dar de multe ori am avut noroc. Aici se pun banii. Poate mai găsim. Prima oprire pe ziua de astăzi este la Murphy's Haystacks, niște bolovani de granit. Ah! Exact ce vă spuneam mai devreme, cutiile pe care le aduc micii producători ori lângă marginea drumului, aici sunt la intrarea unui obiectiv turistic. Aici avem miere, niște borcane cu miere. Provine de la Murphy, proprietarul terenului, un fermier care producea fân și în trecut au fost confundate cu niște căpițe de fân. De aici denumirea de Murphy's Haystacks. Cât de interesant au fost erodate de vânt, ploaie. Se pare că au o vechime de aproximativ 1500 de milioane de ani. Frumos! Seamănă cu un val. Iar aici nu plouă. E chiar foarte bine. Cam așa arată locul din care punem motorină. În mod normal, n-aș avea curajul să alimentez din astfel de loc. Să punem
Florină. Facem plinul însemnând 100% din capacitatea rezervorului, pentru că oricum o să consumăm cel puțin 10 litri astăzi. Coasta Australiei de Sud este vestită pentru fermele de scoici și calitatea, gustul excepțional al scoicilor produse aici. Acesta este un imens ceaun din fontă, în care pe timpuri... E imens! Se fierbea untura de balene pentru a se obține uleiul. Din fericire, în Australia nu se mai vânează balene. În orașele mici din Australia există de regulă un singur magazin care funcționează și pe post de magazin alimentar, magazin de băuturi, poștă, restaurant, chiar și benzinărie. Haideți să vă arătăm! Norată, apa are o culoare wow! Gătim în mașină. Eu desfac o conservă de somon. Iar eu pregătesc salata pentru a pune somonul în ea. Plouă mult prea tare să putem mânca afară. Pare chinuială, dar nu e. Mamă, ce oțel l-au pus aici. Să spui ăsta pe tine? Să nu te topești, să nu te pătezi. Să nu mă pătez încă o dată pe ziua de azi. După ce am vărsat cafea, ulei de motor și alte chestii nevinovate pe mine. Pe pantalonii proaspăt spălați. Azi, luați prima dată. Nu reușesc să țin nicio țoală curată. Azi. Măi, Mona, cred că asta e deschisă. Cam asta e. Ok. Ce bine miroase. Nu poți. E mult prea dură. Da, dar avem instrumentul, uite-l. Bunuț. Să avem poftă. Quarantine station.
există niște controle la frontiere, controle alimentare mai degrabă. Nu ai voie să treci dintr-un stat într-altul cu fructe, legume proaspete, miere. Da, arme, ok. Combustibil nuclear, nicio problemă. Droguri, ok, nicio problemă. Lămâi, nu-i ok. Miere, nu-i ok. Tocmai am trecut pe lângă stația de control dintre Australia de Sud și Australia de Vest. Încă nu am intrat propriu-zis în Australia de Vest. Această stație este localizată în ultimul oraș din Australia de Sud. Noi nu am fost controlați, deci Australia de Vest nu ne-a controlat la intrare. În schimb, Australia de Sud controla. Am văzut un tir oprit pe dreapta și inspectat. Nu știu dacă era vorba doar de tiruri sau controlul presupunea și mașinile mici. Dar am fost avertizați că la aceste controle sunt verificate de obicei frigiderele. Și dacă în frigider ofițerii de la graniță găsesc un stol de grauri. Deci dacă ofițerii găsesc fructe, legume, atunci vor fi aruncate. În continuare este întunecat, parcă ploaia s-a mai oprit. Și sperăm noi să se oprească de tot până campăm. Să nu ne facă flashcă când deschidem portul. Poate încercăm să și gătim ceva. Sunt 19 grade. Fric, fric, fric. Și dăm înainte. Australienii ies din mașină și își pun polarele pe ei. Da. Vara australiană. Este mult mai rece decât ne-am închipuit și decât ni s-a spus de altfel. Toată lumea ne-a avertizat cu vara australiană că este foarte cald. Ei bine, e fric. Exceptând zilele în care ajunge temperatura și la 42 de grade, totuși a fost răcoare. Da, mai bine așa pentru oamenii care dorm în cort sau în arbivuri. Pentru că în timp ce poți face cald ușor sau poți să mai pui o plapumă pe tine, rece faci doar cu aerul condiționat și asta este imposibil din baterii sau, mă rog, este imposibil într-o formulă ca a noastră. Noi am cumpărat mașina, am pus niște baterii găsite la prietenul nostru în container și am dat bătaie. Să campăm pe o plajă cu nisip alb, cu o apă curată. Uite, campăm într-un fel de parcare de lângă autostradă. Și aici cineva încălzește masa de seară. Avem în față un road train cu 4 remorci. Are o lungime de 49,7 metri. Adică aproximativ distanța dintre doi stâlpi de electricitate din România. Și noi trebuie să-l depășim.
bâr. Ultima alimentare înainte de granița cu Australia de Vest. Și o primă rază de soare timidă. Eu nu o văd. Trebuie să o vezi așa, în totalitate, trebuie să o simți. Eu nu o simt. Și se simte în culoarea peisajului. Adevărul e că a crescut temperatura de la 18 la 21 de grade. Deci ceva se întâmplă. Se vede și un mică bucățică de cer albastru. Este încă plin de vegetație. Sunt mulți pomi, arbuști. Pe măsură ce ne apropiem de câmpia anul-arbor, ar trebui vegetația să fie din ce în ce mai rară. Anul-arbor chiar înseamnă fără pom. De aici am intrat în câmpia Nul Arbor. Câmpia fără arbori. Câmpianul Arbor este un platou calcaros imens de 207.000 km2, bătut de vânturile deșertului și pârjolit de razele soarelui. Vara, temperatura depășind de multe ori 49 de grade Celsius. La suprafața platoului nu există apă, deși subteran sunt foarte multe peșteri inundate. Aici este și cea mai lungă porțiune de cale ferată în linie dreaptă din lume, 480 de kilometri. Primul european care a străbătut câmpia Nul Arbor a fost Edward Eyre, în anul 1841. După acesta, drumul a fost parcurs de conducătorii afgani de cămile și de muncitorii la liniile de telegraf, care au ajutat și la construcția căii ferate. Lucrările au început în anul 1911, poate și pentru a încuraja aderarea Australiei de Vest la Federație. După 6 ani, în anul 1917, primul tren transcontinental pornea din Port Augusta către Perth. Construcția căii ferate a fost un adevărat coșmar logistic. În această zonă nu există nicio sursă de menținere a vieții. Totul a trebuit dus în deșert, de la alimente, la apă, la echipamente, la materiale de construcții. O dată pe săptămână, din Port Augusta, proviziile erau trimise aici cu un tren, așa numitul tren al ceaiului și al zahărului. Acesta va funcționa până în anul 1996, călătoria săptămânală către Perth durând 3 zile. Acesta a fost înlocuit de trenul Indian Pacific, care din Sydney până în Perth face doar 2 zile. În ultimii ani a fost modernizat, dorindu-se a fi un fel de Orient Express al Outback-ului australian.
și bat că de la cu Duba s-a împotmolit acolo. Și o balenă cu burta pe afară. Construcția autostrăzii AIR a început în anul 1941 și abia în anul 1976 a fost terminată asfaltarea ei. În 1957 se deschide benzinăria Nul Arbor, având atașat un mic magazin. Wow! Un vechi radio UHF prin care comunicau și casa de marcat. Ah, cum arată! Și un toaster. Wow! Și asta cred că era o veche vitrină frigorifică, după cum sunt ușile de pe partea asta. Prăjituri! Ah. Uite, de calitate superioară! Eu nu văd nicio prăjitură aici, văd doar băutură alcoolică. Prăjiturile au fost mâncate între timp. Aici era atelierul mecanic, garajul. Din jurul Australiei vin în lunile de iarnă balenele să se înmulțească. 150 de kilometri de acum încolo trebuie să fim atenți la cămile, păsări emu și kangur. În această zonă nu este doar cea mai lungă cale ferată în linie dreaptă din lume, ci și cea mai lungă șosea dreaptă din Australia, 90 de mile fără nicio schimbare a peisajului, doar un teren plat nesfârșit. Deși am crezut că drumul urma să fie plictisitor, senzația de liniște pe care ți-o dă omogenitatea zonei este aparte.
curbă la stânga. Aici se termină cea mai lungă șosea linie dreaptă din Australia. Am parcurs cei 146 de kilometri. Deși am crezut că nu vom fi controlați, ne-am înșelat. Stația de carantină, de control, era la câteva sute de kilometri distanță. Hello. Hi. Vă mulțumim că ne urmăriți. Nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canalul nostru. Pe curând.